Ai observat că pe elementul frontal al obiectivului tău sunt trecute niște notații și nu-ți dai seama exact ce este cu ele. Hai în episodul acesta să deslușim acest mister. De la producător la producător, notațiile sunt diferite, însă pe majoritatea obiectivelor vom găsi constant informații legate de distanța focală, deschiderea maximă a diafragmei și, dacă este cazul, dimensiunea filetului ce acceptă un filtru circular. Fiecare producător poate să treacă și alte proprietăți ale obiectivului, de exemplu dacă elementele optice ale obiectivului sunt tratate sau nu, sau dacă obiectivul are stabilizare optică, sau dacă obiectivul în sine are izolare împotriva umidității. Acestea sunt proprietăți care diferă de la producător la producător și de la obiectiv la obiectiv. Noi ne vom lega doar de acele elemente care sunt relevante pentru toate obiectivele. În cazul de față ne vom uita la 3 tipuri de obiective ce diferă între ele ca proprietăți. Acesta este un obiectiv cu zoom. Putem să dăm zoom. Ceea ce știm este că putem da zoom de la 18 la 55, cum scrie și pe inelul de zoom. Același lucru este confirmat pe inelul frontal, unde avem plaja focală notată 18-55. Un alt lucru pe care îl putem afla de pe inelul frontal este faptul că acest obiectiv are o diafragmă ce variază. Este trecută ca 1P28/4. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în momentul în care suntem la cea mai wide focală, avem o diafragmă de 2.8, iar cu cât dăm zoom, diafragma noastră se închide și practic pierdem puțină lumină. Citind elementul frontal, mai aflăm că avem un filet de F58 și vom ști când ne ducem la magazin, acest obiectiv acceptă filtre cu un filet de 58. După ce am citit proprietățile obiectivului, tragem următoarea concluzie. Acesta este un obiectiv cu zoom, cu diafragmă variabilă. Proprietățile acestor obiective cu diafragmă variabilă sunt că sunt compacte, sunt mai mici, au elementul frontal mai mic și practic filtrele sunt mai mici și mai ieftine, însă cel mai mare dezavantaj este faptul că acea diafragmă variabilă ne va face să pierdem puțină lumină atunci când ne ducem către capătul cel mai mare al plajei focale. Comparat totuși cu 16-55, acesta este un obiectiv mult mai mare. Citind proprietățile acestui obiectiv pe inelul frontal, descoperim că acesta este un obiectiv cu zoom. Însă, diferența între acesta și cel anterior este că de data aceasta, unde este trecută valoarea diafragmei, avem un singur număr, 1P2.8. Asta înseamnă că la diafragma cea mai deschisă, atunci când dăm zoom, nu vom pierde lumină. Atât la 16 mm, cât și la 55 mm vom avea aceeași diafragmă, de 2.8. Însă această proprietate vine cu un mic dezavantaj. Elementul frontal este acum mult mai mare și dacă vrem să cumpărăm filtre pentru acest obiectiv, va trebui să cumpărăm niște filtre mai mari, care sunt mai scumpe. Și acest obiectiv acceptă filtre cu o dimensiune de 77. Al treilea obiectiv este un obiectiv fix. În cazul de față este un 56 de mm. Avantajul acestor obiective este că, în general, au o diafragmă mai deschisă și uitându-ne pe elementul frontal, din nou vom descoperi că avem un obiectiv cu distanță focală de 56 de mm, deschiderea maximă acestui obiectiv care este de 1.2, deci practic acceptă foarte multă lumină, și dimensiunea filetului care este un filet de 62. Dacă totuși observi că unele obiective nu au toate aceste notații și, de exemplu, lipsește dimensiunea filetului, nu mai este notat acel fi, asta înseamnă că acel obiectiv nu acceptă filtre circulare. Și pentru acel obiectiv va trebui să te documentezi, să afli ce fel de sistem acceptă pentru a pune filtre pe el. În mare parte, această problemă o întâmpinăm la obiectivele ultraangulare, cum ar fi obiectivele fisheye, unde elementul frontal are o anumită curbură ce nu permite montarea unui filtru. Acestea sunt informațiile principale pe care vrem să le știm înainte de a ne cumpăra un obiectiv. Vrem să știm dacă este cu zoom sau nu, dacă este cu zoom, dacă are diafragmă maximă variabilă sau nu, pentru că în felul acesta ne dăm seama de proprietățile optice ale acestui obiectiv. Sper că acest filmuleț v-a fost de ajutor. Până mâine, aici a fost Florin și vă urez toate cele bune!